groapă-i fac. Deci nu ați prin ce ați săpat groapa asta până la urmă? Cum? De ce ați săpat groapa asta? Să am diudat în grădină. De ghe are vineri o săptămână. Ai văzut ce o mi-a cei că nu era apă și am văzut o ploa s-o strâns apă. Noi aici mai lăbăt. Nu v-ați fi gândit că se poate neca un copil acolo? Da, dacă nu ce? Era deloc apă, domnul, nu era apă când o săpat. Dar ce spune domnul este? Nu v-ați gândit să neca un copil, dacă nu era apă, eu am văzut. Da, ați în grădin de ghe are o săptămână făcut. Că mai este și aici, iază înaintea ușă și acolo nu s-au necat. Și-au venit la mine s-au necat aici. Da. Acolo nu s-au necat. Doar au iază înaintea ușă. Ceceala e îngrădit. Da. Ruceala nu e îngrădit. Când ai să o pățești? Cum vă numiți? Cine, eu? Da. Doar m-au scris de atâtea ori. Dar spune-mi. Spoială sădetă. Nu știu, nu știu, domnul, că eu am fost în țarnă, eu am de o jumătate. Ce ați auzit? Poftim? Ce ați auzit că făceau aici copiii? Ce ați zis? Ce ați auzit că făceau aici copiii? Să jucau. Eu n-am auzit nica, nu am văzut mașini trecut, zic, unii trec, fac, s-o necat în bort aceea. Eu mă era că nu era domnul apă deloc. Mie mi-a spus nasfăsie că erau tăți acolo, ia? I-au văzut, tu de ce nu m-ai strigat? Uite, eu chiar eram cu băț în mână, mă duc, eu le dau. Când am ajuns, a ieșit ginele Veronica la ipoteș fuge. Zic, brof în apă, zic, dar ce-i? S-a necat un copil. Ne. Când colo doi. O văzut câți doi că era șlachii pe apă. Ultima dată că ați văzut copiii azi, la miază, nu? Da, doar au venit cu mine până aici, Iași. De aici au rămas să joace cu un smeu de ăsta. Legat cu ață și fugea pe sus cu dânsul. Și nu știați că vin aici? Nu, de nici nu știam de, nici nu știam de iaz, dar probabil că i-a adus niște băieți de-a lui Doinel Bișighin și eu luat. Că ei mai vineau pe aici să mai jucau la parău, când ceva tot, hai la parău, hai la parău. Ce vârstă au copiii? Unul are 7 și unul 6 ani. Mai aveți și alți copii, am înțeles, nu? Da, am 3 la stat și aici 4 care aveam cu mine, 2 băieți și 2 fete. Cum vă numiți? Aveliuca Elena. Băi, vă, de la primărie, la primărie veniți, eu iau... Bișighe, la vale, la o noiernițe, la o unde se făcea ulei. Natalia, Natalia, e văzut aici, prima dată. Am venit încă lua băță cu mine, dacă îi găsesc, le dau eu lor. Când colo văd că fuge o mașină, e la spate și făcut, iar o săptămână vine. Și nu era. Nu știu, are 50 de ani, ori n-are. S-a dus la duc acasă. Accident pe drum. Nu, nu am văzut nimica. Eu eram aici, am venit cu mașina, am venit aici așa și a venit un copilaș, tot așa un puștan mic. Și s-au necat doi copii în azi acolo. Și m-au trimis varmea acolo și du-te vezi drept. Vedeam că la ea s-au trimis mai studiază. Nu era aici și m-au dus copilașul exact până acolo, puștura. Așa. Și era necat la apă, a sărit la apă după el, degeaba, l-am spus mort. Am încercat să-i fac respirație la gură, am făcut tot posibil, că, na, ce se poate face, degeaba. Nu s-a putut face nimic? Nu, absolut nimic. Și erau, ați mai văzut că era încă unul sau? Nu, nu, eu am zis mai unul, unul l-am scos. Și eu cum apă e adâncă și zic, unde mă bagă la fund, nu. Era la fundul apei sau unde era? Ăsta altul care l-am scos era la suprafață. Aha. Era cu fața în jos, așa era la suprafață. Ăla altul nu l-am văzut. Am văzut hăniții acolo erau jos, că ei erau acolo împreună și știau că e doi s-o necat. Ea fi de unde să zic că e doi. Vă numiți? Guliciu Vasile.